Câte ori v-ați întâlnit cu Corina Fusu? Deci, confirm că nu ne-am întâlnit niciodată cu Corina Fusu. Deci, unica întâlnire la Ministerul Educației a fost cea din 26 aprilie, pe baza căruia am făcut și prima conferință de presă, unde am informat cum s-a derulat, unde doamna Nipeta ne-a sfătuit, dați-ne în judecată. Da, și dar tot în această ședință, tot în acest, de la această tribună, peste un minut, doamna Fusu spune că m-am întâlnit personal cu doamna Guțu, deci noi muritorii de rând n-am avut acces personal să ne întâlnim cu doamna ministru, ori noi n-avem înalți viziri pe la poartă ca să ne facă trecerea către dumnei ei. A avut ocazia într-o întâlnire personală să se convingă de faptul că este o femeie cultă. Dar de ce n-ai venit, dragă doamnă, și la o lecție de ale noastre să vedeți dacă dăm și noi dovadă de cultură sau nu? Cum puteți să spuneți că vă este rușine de comportamentul unor profesori fără a vă fi întâlnit cu ei? Eu zic că, și am mai zis, că unui ministru să-i fie rușine cu câțiva dintre profesori e un lucru infim pe lângă a le fi rușine majorității profesorilor cu ministrul lor. Și apoi să-i fie rușine doamnei Corina Fusu pentru nesupunerea noastră civică, mai degrabă aș vedea-o nu ca ofensă. Vis-a-vis de rușinea doamnei Corina Fusu, aș adăuga că ministrul educației ar trebui să se mândrească cu asemenea pedagogi, cu pedagogii care, cu acei pedagogi care muncesc, se hrănesc din entuziasm și nu din salarii, acei pedagogi care fac o pregătire atât de bună a elevilor lor, încât imaginea acestei pregătiri este peste hotarele țării. Ne întrebăm,